Gest de protest fără precedent al jurnaliștilor față de deputatul PSD Eugen Nicolicea. Toți ziariștii prezenți ieri la lucrările Comisiei Speciale a Parlamentului care a dezbătut codul penal au refuzat să ia declarații lui Nicolicea la finalul discuțiilor. Sunteți aici, vreau să vă fac o corecție la... Nu. Gazetarii au recurs la acest gest pentru că Eugen Nicolicea nu a vrut să răspundă întrebărilor lor, ci să vorbească exclusiv despre subiectul care îl interesa pe el, conflictul avut în timpul dezbaterilor cu deputatul PNL Cătălin Predoiu. Deputatul Eugen Nicolicea, care este și președintele Comisiei Juridice a Camerei Deputaților, a folosit de mai multe ori un limbaj agresiv la adresa jurnaliștilor acreditați care încercau să-și facă meseria și să pună întrebări. De exemplu, în decembrie 2017, Nicolicea a fost întrebat de un jurnalist unde a studiat dreptul și în ce perioadă, dar deputatul PSD a refuzat dialogul și l-a amenințat pe jurnalist că dacă mai insistă pe acest subiect, îi va ridica acreditarea, relatează G4media.ro.